Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bun găsit! Sunt Mariana Zărianu. Anchetă de proporție în piața bancară. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului a anunțat controle la băncile care oferă credite în franci elvețieni, pentru că nu au fost primiți la negocierile dintre clienți și bancheri în sectorii ANPC, au decis să treacă la verificări. Șeful autorității, Marius Dunca, a declarat în exclusivitate la Realitatea TV că va căuta și sprijinul băncii naționale în acest caz. Șeful Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului a vorbit despre posibilitatea ca băncile să nu mai poată acorda credite în franci elvețieni. Eu mi-aș dori să suspend activitatea, dar deocamdată legea nu-mi permite lucrări, să suspend activitatea de creditare a acestor operatori financiari care nu înțeleg că trebuie să respecte românul, trebuie să respecte această țară, să respecte și legislația în vigoare. O să ne consultăm și cu Banca Națională Română, să vedem ei ce spun. Marius Dunca mai spune că băncile nu au luat măsurile promise în privința contractelor de creditare în franci elvețieni păguboase pentru clienți. Observ că de 6 luni de zile doar vorbă din partea lor. La nivel de declarații sunt ași, dar când trebuie să pună în aplicare ceea ce declară, zero. Toate băncile care nu respectă acele decizii definitive și irrevocabile, toate băncile la care noi am avut procese verbale cu măsură complementară de remediere a deficiențelor, adică să elimine din contracte comisionul de risc, comisionul de administrare și acele dobândi de majorare nejustificate, doar prin notificări, acestea sunt lucrurile pe care le urmărim. Să vedem, au implementat aceste măsuri, au avut termen. ANPC a alocat între 2 și 4 inspectori pentru fiecare operator financiar. Francul elvețian s-a apreciat puternic începând din 15 ianuarie, când Banca Centrală a Elveției a decis să renunțe la un curs minim de schimb de 1,2 franci pe euro, introdus în septembrie 2011. Potrivit ultimelor date furnizate de BNR, în bilanțurile băncilor românești figurau la 1 ianuarie 65.495 de credite în franci elvețieni. Clienții au solicitat băncilor soluții de conversie sau restructurare pentru mai bine de jumătate dintre ele. Deoarece soluțiile s-au lăsat așteptate, românii au ieșit de mai multe ori în stradă, disperați că veniturile sunt insuficiente pentru plata creditelor în franci elvețieni. Subiecte, doamnelor și domnilor, cu invitații mei de la această oră, domnul avocat Adrian Cuculiț, bună ziua, bine ați venit! Bună ziua! Și domnul Ciprian Bârsan, analist financiar, bună ziua, de asemenea, bine ați venit, domnule Bârsan! Sărut mâna, mulțumesc de invitație. Înainte de toate, domnilor, aș vrea să vă întreb de ce vorbim despre aceste controle acum, la aproximativ jumătate de an de când au apărut aceste probleme. Dacă îmi permiteți, aș putea să... Am văzut mai devreme materialul și cred că este important să spunem. Această lege la care speră domnul Dunca nu cred că o să vină niciodată. De fapt, în mod cert nu va veni niciodată. BNR este singura instituție abilitată să suspende activitatea băncilor, iar ceea ce face ANPC în momentul de față, din punctul meu de vedere, nu apare ca altceva decât ca strict de o lovitură de imagine, să spunem așa. În sensul că aceste controle pe care ANPC le-a făcut, nu le-a făcut pe fondul problemei, ci pe situațiile care au fost rezolvate în trecut de către instanțele de judecată, iar ANPC acum s-a autosesizat, deși autoritatea poate să vină în control decât în momentul în care există o petiție adresată de către un consumator nemulțumit, dar având aceste decizii din spate, procese verbale pe care instanțele de judecată din România le-au considerat ca fiind valabile și au aplicat sancțiunile corespunzătoare, era ANPC acum a venit să verifice dacă aceste decizii au fost puse în aplicare. Păi, dacă ele nu erau puse în aplicare, în primul rând consumatorul avea dreptul să pună în executare sentința respectivă. Din punctul meu de vedere, văzând realitatea situației bancare din ultimii ani de zile, într-adevăr este o lovitură pentru bănci, dar în mod concret nu se va întâmpla nimic. ANPC acum a apărut să facă o rânduială în deciziile pe care instanțele le-au dat în trecut. Domnule Bârsan, aș vrea să vă întreb și pe dumneavoastră, spune domnul avocat Cuculiț că poate fi interpretată această acțiune, să-i spunem, a ANPC-ului și ca un gest de imagine. Dar până la urmă, dacă vrei să lucrezi la imaginea ta, ar fi putut să intervină și mai devreme, nu? Evident. Eu știu că singura instituție care supraveghează și reglementează piața financiar-bancară din România este Banca Națională a României. Nu știu dacă există un suport legal care să ajute ANPC-ul să intervină în aceste probleme, dar acum, văzând puțin ce s-a întâmplat în ultima perioadă, vedem că unele bănci
atunci au început să ia măsuri în așa fel încât cei creditați să, mă rog, să le fie un pic mai dulce traiul, să le fie un pic mai ușor de așa achita ratele. Mă rog, nu știu dacă e cazul, dacă putem să dăm nume aici, dar știm o bancă comercială care a cumpărat o altă bancă comercială care e cunoscută pentru faptul că a dat foarte multe credite în francele vechi. Și care le-a propus conversia, nu? Probabil vă referiți nu, deja, la deja s-a făcut o parte, un procent destul de mare din cei creditați deja au semnat actele de conversie. Deci e vorba de vreo 11.000 citiți semnul eu la un moment dat. Exact, cifra cam pe aici. Mare parte din acești clienți deja au semnat documentele și noile contracte de conversie și s-au întors. Aici a fost vorba de, fără doar și poate, de înțelegerea băncii. Banca și-a dat seama cum s-a pus problema. Ei, și-a hotărât că mai bine să își reducă o parte din pierderi, dar clienții vor ajunge mult mai repede la zi cu plata ratelor. Auzeam discuția că banca a înțeles. Banca, vă spun că nu a înțeles nimic, de fapt. Discutăm despre comisionul de risc pe care Curtea de Justiție a Uniunii Europene l-a declarat, deci Curtea de Justiție a Uniunii Europene l-a declarat ca fiind abuziv acest comision de risc. În momentul în care discutăm de o singură ofertă venită din piața financiară, din piața bancară până la urmă, și nici măcar o bancă ce urma să rămână în piață. Banca la care facem referire a fost practic preluată de către o altă bancă, însă oferta respectivă nu a venit din generozitatea băncii și că ar fi înțeles ceva, nu, dimpotrivă, ci pentru curățarea portofoliului, iar banca ce a fuzionat-o nu a vrut altceva decât să-și curețe la rândul ei litigiile aflate pe rolul instanțelor. Un exemplu cu adevărat viabil vine în urma cererilor de chemare în judecată. Noi personal am primit pentru un grup de 20 și ceva de persoane, dar culmea, din grupul respectiv de 20 și ceva de persoane, decât o singură persoană a primit oferta, respectiv de renunțare la un comision de administrare, însă nu cu efecte retroactive. Așa că, din punctul meu de vedere și din punctul de vedere al împrumutaților până la urmă, nu există niciun fel de înțelegere din partea băncilor. În momentul de față, știm foarte bine că există un grup al împrumutaților în franci-elvețieni. Totalizează 24.000 de împrumutați. Bine, nu toți sunt activi, decât vreo 4.000, să spunem, au participat activ la pichetări, tot felul de meeting-uri. Însă, în urma negocierilor pe care le-au purtat cu toate instituțiile bancare implicate în această criză a francilor elvețieni, nici măcar o singură bancă din România nu a venit cu o soluție fermă și definitivă. Tot ce am avut de la începutul anului 2015 și până în prezent au fost decât soluții temporare pe 3 luni, prelungite încă 3 luni de zile, însă în momentul de față absolut toate negocierile cu băncile au eșuat. De asta mi-am permis să vă contrazic, în sensul că băncile nu au înțeles nimic, iar niciun factor de decizie din interiorul băncilor nu își va asuma vreo restituire de bani decât în această ipoteză a fuzionării. Sau poate au înțeles că vor avea pierderi dacă nu găsesc totuși o soluție de compromis, nu? Eu înțelesem din presă, înțelesem că într-adevăr și-au mers la un curs de referință din perioada în care s-au împrumutat și cursul este mult mai bun și mare parte din cei împrumutați au resemnat contractele de împrumut. Și în contextul ăsta, ratele le-au scăzut considerabil. Nu, conversia a fost făcută pentru din franci-elvețieni în lei, în sensul că s-a făcut o diminuare în soldul creditului și acel comision de risc a fost restituit. Însă, în paralel cu aceste negocieri și în paralel cu aceste semnări de acte adiționale, instanțele de judecată admiteau cererile de chemare în judecată și obligau restituirea comisionului respectiv de risc cu tot cu dobândi. Iar, practic, ceea ce se obținea din comisionul de risc plus dobândă echivala cu discountul în sold. Nu au făcut altceva decât să scape de acea dobândă legală și să semneze respectivele oferte. Însă, chiar și în ofertele acestea apare o clauză care la rândul ei este abuzivă de renunțare la orice drept pe care l-ar fi pretins ulterior clientul. Ceea ce nu se poate îngrădi printr-o simplă cărție. Renunțarea la un drept în justiție implică o altă formă, o formă mult mai solemnă decât semnarea unui document la bancă.
Iar această bancă care a fuzionat-o pe trecuta, să spunem așa, nu a făcut altceva decât să limiteze până la urmă dreptul clienților de a acționa și de La o cifră recentă, potrivit datelor BNR, ne spune că există în acest moment 65.000 de persoane cu credite în franci. Știm că inițial, când a apărut această problemă, se vorbea de 75.000. Aceste 65.000 de persoane care au credite în franci, afectate, evident, de aprecierea masivă a monedei, în mai mult de jumătate dintre ele, spun aceleași date ale BNR, au decis să convertească sau să restructureze împrumutul. Concret, practic, cum s-a întâmplat acest lucru? Acolo unde s-a putut, unde a fost cazul, într-adevăr au fost niște, hai să spunem, niște discuții cu băncile. Dar din cunoștințele mele și din ceea ce am înțeles, mare parte din bănci nu au făcut nimic. Sau, mă rog, bănci importante din România nu au făcut absolut nimic și au rămas cursul de referință la care se raportează băncile în perioadele scadente. Cursul, într-adevăr, este un pic mai blând, să spunem, în momentul de față. Nu mai sunt acele valori maxime care le-au avut apropiate de cursul cu euro sau la un dat să vorbea și se lua în calcul chiar un franc elvețian peste valoarea eurului raportat la leu. În momentul de față, dolarul și francul elvețian au cam aceeași valoare, undeva în jur de 4 ron, peste 4 ron, sau mă rog, în zona aceasta. În acest context, într-adevăr, ratele s-au ieftinit sensibil, dar exclusiv pe partea de curs valutar, nu prin intervenția băncilor. Din ceea ce știu eu, doar vreo 3-4 bănci au încercat să discute. Știu cazuri de clienți care au mers la bănci să discute în această problemă și au fost refuzați mai mult sau mai puțin politicos, spunând că este un contract de creditare și banca pierde bani dacă ar renegocia contractul de creditare. Cine poate să tragă de urechi, dacă mi este permis să mă exprim astfel, băncile în astfel de situații, pentru a le forța puțin mâna să găsească o soluție? În avantajul ambelor părți, evident. În momentul de față și chiar de la începutul anului, mai precis, s-a discutat despre o soluție politică, adică o soluție legislativă până la urmă. Soluția legislativă, din punctul meu de vedere, dacă nu s-a luat până în momentul de față, și știm foarte bine, cum a spus și dânsul, a fost un curs, nu doar de 4,4 lei, am avut un curs în ianuarie care era cotat la unele bănci la 6 lei per franc elvețian. Dar dacă până în momentul de față nu s-a luat această decizie de conversie, să spunem, globală pentru toate creditele în franc elvețieni, și aici trebuie să fac paranteza, cum o fac de fiecare dată, nu sunt 65.000 de credite, 65.000 de familii care au problema asta. Creditele care au fost exportate și încă sunt în desfășurare intră în aceeași categorie de credite în franci elvețieni, însă ele nu mai sunt gestionate de către Banca Națională a României, iar cei care au cumpărat aceste credite au sediile fie în Olanda, fie în Ungaria și nu au obligația să raporteze în țară. Când vă referiți la cele exportate, la care dintre ele, pentru a înțelege fiecare dintre noi? Creditele exportate, fie aflate în desfășurare, fiindcă s-au trezit foarte mulți cu creditele curatele la zi, însă dintr-o dată mi s-a comunicat faptul că creditorul principal nu mai este banca inițială, cea care a semnat inițial contractul, ci o bancă din afara țării, care, așa cum am spus, nu avea obligația să raporteze BNR ce se întâmplă cu creditul respectiv. Și mai mult de atât, avem creditele aflate în executare silită, creditele care sunt preluate de recuperatorii de creanțe, credite în continuare în franci elvețieni, iar executările silite, atunci când sunt începute și sumele de bani sunt percepute în franci elvețieni. M-ați întrebat ce s-ar putea face sau cine ar putea să tragă de urechi, să spunem așa, mai plastic, pe banchieri să revină la o negociere. Din punctul meu de vedere, negocierea a eșuat. Soluția politică, legislativă, dacă s-ar lua, aceasta ar fi una globală și ar fi în interesul tuturor, fiindcă dacă euro va exploda, vom avea o criză a euro și alături de criza francului elvețian și evident și o criză a dolarului indiscutabil. Iar mai departe, o soluție individuală, așa cum s-a vehiculat, am observat că a eșuat.
soluția pe care marea majoritate a adoptat-o și instanțele de judecată din România, spre surprinderea tuturor, au început să dea câștig de cauză la modul general și să nu mai fie excepția acele hotărâri de admiterea conversiei, a înghețării cursului de schimb valutar și pe înghețarea cursului de schimb valutar, atâta vreme cât se constată că o clauză de risc valutar din contract este abuzivă, nu există posibilitatea ca schimbul valutar, ca cursul de referință să fie stabilit la cursul inițial plus 10 sau 20 sau 30%. Nu, cursul de referință trebuie să fie cel de la data semnării, fiindcă tocmai asta înseamnă constatarea ca abuzivă a unei clauze de schimb valutar. BNR, fiindcă mi-aduc aminte o declarație a domnului Vasilescu prin care spunea că fiecare bancă în parte și-a făcut un fel de regulament intern de creditare, dar acel regulament intern a fost notificat BNR, iar BNR la rândul ei nu a luat poziție în sensul de a notifica înapoi băncile, fiindcă aveau experiență trecută cu moneda volatilă, prin care să le explice foarte clar, aveți o clauză de risc valutar prin care clientul este obligat să suporte în totalitate acest risc. Faceți într-un fel ca acest risc să fie suportat jumătate-jumătate și atunci, într-adevăr, am fi avut un contract echilibrat, însă, din păcate, pentru perioada 2006-2009, nu avem legislație care să acopere această perioadă, cum avem după 2011, să spunem așa, când avem codul civil ce prevede o instituție nouă, respectiv impreviziunea în contract. Domnule Bursan, o lege care să stabilească un curs de referință la care cei creditați să-și plătească riscul, să-și plătească ratele, e o aberație. Nu se poate concepe așa ceva. Cum de altfel, nu se poate concepe ca cei care s-au împrumutat în franci elvețieni să plătească ratele la o anumită valoare. E o altă aberație. Nu există așa ceva. Pentru că, nu știu, cineva care s-a împrumutat în dolari, de ce să nu plătească cursul când dolarul era minim? Sau cineva care s-a împrumutat în euro, de ce să nu plătească la un curs când euro era 3,1? Adică, de ce doar unii și ceilalți nu? De aceea, cursul de referință generat de BNR, care rezultă în urma tranzacțiilor din trezorerile băncilor, acela este cursul sfânt la care trebuie să își achite ratele cei care au făcut împrumuturile. Într-adevăr, ei au fost, nu știu, niște nefericiți ai sorții și în momentul în care, pentru că hai să ne amintim cum au stat lucrurile, că îl vedeam pe un domn acolo care era foarte agitat și de măsări, că am fost obligat să iau credit în franci elvețieni. Nu, domnule, nu te-a obligat nimeni să iei credit. E tradiția românească, e cutuma asta în România în care tu trebuie să fii proprietarul casei. Nu spun că e bine sau că e rău. Asta e. Așa e tradiția în România. Trebuie să fii proprietarul celor patru pereți între care stai. Dar băncile împinseseră atât de mult gradul de îndatorare și prețul apartamentelor creștea, să ne amintim, în perioada 2007-2008 de la o săptămână la alta. Adică eu am fost un caz în care eram cel care încerca să cumpere un apartament și în momentul în care am mers să semnăm pe contract, mi-a cerut 10.000 de euro în plus. Pentru că am discutat în urmă cu două zile, dar între timp apartamentul mai crescuse cu 10%. Era aberant, era împotriva oricăror reguli de bun simț. Și n-ați făcut atunci un credit în fapt? Nu, n-am făcut. Dar mai târziu m-am felicitat pentru această nesemnare a contractului. Revenind la ceea ce spuneam, gradul de îndatorare s-a împins atât de mult. Prețul apartamentelor creștea, cum vă spuneam, odată la câteva zile creștea cu 10-15% fără nicio explicație. Adică nu descoperisem zăcământ de diamante în România și nici România nu stătea pe o pungă de petrol. Dar prețurile creșteau în condițiile astea încât, într-adevăr, pe perioada de maximă bulă imobiliară, singurele credite care se mai puteau face erau cele în franci elvețieni pentru că valoarea era foarte bună și erau avantajați. Băncile, aici ce se întâmplă? Că aici, dacă e să tragem acum linie, mai toată lumea e vinovată. Și toată lumea a câștigat, cel puțin la un moment dat, nu? Că spuneți că oamenii aruncă responsabilitatea asupra băncii care i-ar fi forțat să facă acest credit. Avantaje au existat și pentru bancă, nu? Pentru că instituțiile financiare au vrut să atragă cât mai mulți clienți. Exact, și le-au prezentat partea frumoasă a acestui credit în franci. Corect. Dar pe de altă parte, evident, și oamenii
au beneficiat. Să ne amintim că se mergea până la grad de îndatorare de 90-95%, ceea ce înseamnă că eu dacă câștigam 100 de lei, ratele mele cumulate la bancă puteau să ajungă până la 95 de lei, urmând să trăiesc cu 5 lei pe luna aia. Era aberant, era împotriva naturii. Și aici cine e responsabil? Nimeni nu se gândea cum vor da acele credite înapoi. Eu știu că discutam atunci cu prieteni, colegi, cunoscuți, rude. Toată lumea se împrumuta să-și cumpere case, nimeni nu-și punea problema. Ai luat credit pentru 40 de ani. Cum vei da banii? Nu știu, o să crească salariile, o să fie bine, o să fie frumos, o să cadă bani din cer. Nimeni nu-și punea problema cu bani. Acum toți se aruncă pe jos și și bat din picioare că nu au cum să-și plătească ratele. Îmi pare rău, problema cred că se pune puțin altfel și cred că dânsul a supărat peste vreo 100.000 de oameni spunând că o lege a conversiei naționale nu există. Eu n-am spus nicio clipă că această conversie trebuie să fie valabilă decât pentru franci elvețieni, fiindcă dacă ne uităm pe o pantă, pe o curbă de fapt a euro și dolar, aceste valute au crescut la fel ca francul elvețian, cu diferența că francul elvețian a crescut peste noapte, pe când euro și dolarul au crescut într-un timp dat, să spunem. Francul elvețian, din această poveste cu francul elvețian, vă spun cu certitudine că împrumutații n-au câștigat nici măcar un leu. Așa cum a spus și dânsul, în momentul în care s-a făcut... Au câștigat pentru că și-au cumpărat și au avut nevoie. Nu cred că este un câștig în momentul în care astăzi cumperi un franc elvețian cu 1,7 lei și la prima rată pe care o plătești, deja îl plătești cu 1,8 lei. Dar atunci au fost până în acest moment, când s-a declanșat toată această poveste cu francul elvețian, până în acest moment a fost ok. Păi, problema este că marea creditare a început undeva prin 2006 și s-a terminat în târziul 2008, referindu-mă aici la francul elvețian. Și francul elvețian a avut o creștere permanentă. De asta și spuneam că, practic, câștigul împrumutatului nu a existat. Și cu gradul de îndatorare, aveți perfectă dreptate, gradul de îndatorare cred că s-a dus câteodată și, mă rog, în anumite cazuri până la 100%. Ar trebui să omiți acest lucru pentru că ați adus în discuție acest aspect. Ar trebui ca instituția financiară, banca la care îți faci credit, să permită să te îndatorezi atât de mult? Adică nu aici trebuie să existe... Nu, sunt normele BNR-ului. Exact, aici e vina BNR-ului, fiindcă BNR în 2007, dacă nu mă înșel, a dat o directivă, a dat o circulară, să spunem așa, prin care permitea băncilor să ducă gradul de îndatorare, acum nu știu dacă chiar până la 100%, dar la 90% era cu certitudine. Pentru că omul respectiv trebuie să mai și trăiască, nu? Din salariul, din venitul pe care îl are. Gradul de îndatorare este 50%. Declarativ, la momentul respectiv, gradul de îndatorare pe euro era undeva la 65% și la franc elvețian 95%. La 65% să spunem că este suportabil un șoc, un test de stres până la urmă cu 45%, 50% a francului elvețian. Dar marea problemă s-a pus că BNR a primit informațiile de la fiecare bancă în parte, însă a refuzat sau sper să nu fi fost de fapt o înțelegere, o chestiune tacită între BNR și bănci, de a lăsa acest grad de îndatorare tocmai pentru a se introduce monedă străină, extrem de volatilă și la acel moment și după cum am observat și în momentul de față, spre creșterea creditării în franci elvețieni. Fiindcă, să ne aducem aminte, cum se punea problema în momentul la care se făcea creditarea. Haideți să facem un credit de 100.000 de franci și mai cu un credit de 20.000 de euro, prin care să îți poți plăti diversele comisioane și suplimentul la apartament, fiindcă nu se putea face un credit de 120.000 de euro direct, fiindcă nu își permiteau românii la momentul respectiv, iar gradul acesta de îndatorare era total diferit între moneda euro și moneda francului elvețian. Deci vina, din punctul meu de vedere, și am mai spus-o, a stat în acea activitate prudențială și de cercetare a pieței financiare de către BNR, fiindcă băncile comerciale urmăreau profitul. Dar dacă ne punem problema a lichidității francului elvețian, vom constata, și e un element extrem de important pe care noi îl solicităm în instanță, să facă dovada banca că la momentul creditării avea suficientă lichiditate pentru a acorda acele credite în franci elvețieni, fiindcă nu existau bani. Nimeni nu a luat bani elvețieni, franci elvețieni din bănci. Toată lumea a luat fie lei, fie euro prin conversie. Pe de o parte, banca a câștigat la acea conversie și în primul moment în care banii fuseseră retrași, cursul a tot crescut, deci un câștig din partea împrumutatului nu a existat niciodată.
Și dacă demonstrați acest lucru practic, ce vreți să scoateți în evidență? Ceea ce a spus dânsul, că nu se poate da o lege a Convenției Naționale. Foarte bine, atunci avem instanțele de judecată care, dacă constată că acea clauză este de natură să producă un dezechilibru semnificativ, și să fim serioși acum, de la 1,7 lei la un curs de 4,4 lei per franc elvețian, este un dezechilibru mai mult decât semnificativ, putem să anulăm acea clauză generică, să spunem, prin care plățile în valută se fac la cursul de schimb al zilei, și anulându-se acea clauză de risc valutar, practic cursul va trebui să fie întors la momentul istoric. Nu este niciun fel de aberație să plătești la un curs istoric atâta vreme cât cel care, nu vreau să spun, te-a jegmănit 7-8 ani de zile, a profitat practic de această creștere de curs valutar, a împrumutat mai departe cu dobândă, a făcut un profit de pe urma ta, iar acum este momentul la care trebuie tras o linie, fiindcă chiar și 65.000 de împrumutat din franc elvețien, dacă ar mai rămâne, ar genera niște profituri impresionante băncilor, fiindcă, așa cum am văzut, da, creșterea de schimb valutar e peste 150%, iar în raport cu ianuarie 2015 e peste 200%. Domnule Ciprian Bârsan, cum ar fi putut interveni în această perioadă BNR? BNR-ul, hai să înțelegem următorul lucru. BNR-ul nu dictează băncilor ce și cum să facă cu franci elvețieni, dacă tot ne-am agățat de subiectul ăsta. Băncile, la rândul lor, cumpără franc elvețian la un curs și îl vând mai departe. Băncile, de fapt, ce sunt? Sunt niște instituții care îți vând bani. Și de aici eu obțin profit. Băncile nu pot... Pentru că dacă ne-am întoarce la un curs istoric, de asta spun că este aberantă ideea de a ne întoarce la un curs istoric, băncile ar trebui să pună ele bani din buzunar ca să își achite ratele. Cunosc cazuri de persoane... Și asta nu ar fi în regulă, dar să pună oamenii din buzunar ar fi în regulă, adică e un pic dezechilibrat. Teoretic nu ar trebui să suporte ambele părți? Pentru că știți ce se întâmplă? În momentul în care tu, care l-am văzut într-o emisiune, spunea că a fost obligat, nimeni nu își punea problema cum va da și nimeni nu își punea problema să citească acele contracte. Alea scrise cu litere mici, cu font mic, din care nu înțelegeai mai lucru, nimeni nu cerea explicații. Toată lumea întreba unde să semneze. Mulți dintre clienții care și-au făcut credite în franci elvețieni spuneau că ar fi trebuit să meargă cu analistul financiar ca să înțeleagă tot ce se scrie în acele contracte. Păi nu, este mai simplu atât, și încerc scuze. Avem legea protecției consumatorului. Legea aceasta datează din 92, ordonanța 21 pe 92. Obligația nu era a clientului să vină să întrebe, dar asta ce înseamnă, asta ce înseamnă. Era obligația furnizorului de servicii financiar-bancare să informeze pe consumator ceea ce semnează. Chiar dacă clientul venea și spunea, ok, eu semnez aici, nu am niciun fel de problemă. Dar tu, ca și bancă, pentru a-ți acoperi această datorie, lăsând la o parte că este o datorie legală, este o datorie și morală, fiindcă creditezi acea persoană pe o perioadă de 30 de ani de zile și spui și tu, ca instituție bancară, problema. Dacă eu nu mai pot să recuperez banii și să-mi păstrez dobânda respectivă pe care mi-o plătește în fiecare lună, fiindcă efectiv intră în imposibilitate de plată. Eu, din punct de vedere al gestionării fluxului meu de bani lunar, pot să mai funcționez în condiții optime sau nu? Deci, din punctul ăsta de vedere, și bine ați spus, riscul valutar trebuia împărțit. Iar faptul că ne întoarcem la un curs istoric nu este altceva decât o sancțiune pe care băncile și-o merită în raport de clauzele pe care le-au inserat în contractele de credit. Evident, cursul valutar trebuia împărțit. De asta avem în 2011, din 2011, o teorie a impreviziunii. Indiferent ce ai semnat, dacă apare un dezechilibru major între prestație și contraprestație, te poți adresa instanței de judecată și de data asta avem lege pentru a echilibra acest raport. Dar pentru perioada trecută, neavând, ne folosim de legea 193 și sancționăm băncile prin intermediul instanțelor de judecată pentru că nu au avut la momentul respectiv discernământul necesar să acorde credite în franci elvețieni, ori dacă l-au avut, nu și-au pus niciodată problema că se poate întoarce situația, creditarea asta excesivă în franci elvețieni, tocmai împotriva lor. Nu cred că s-a gândit niciuna dintre părți că se va ajunge într-o astfel de situație. Vă rog, domnule. Din păcate, într-adevăr, și eu cred același lucru. N-au luat în calcul la momentul acordării creditelor o asemenea cifră, o asemenea valoare, pentru că în mod clar ar fi fost mult mai prudent. Și în România și în toate țările care au avut o creștere economică explozivă în acea perioadă, știu că managerii care creditau departamentelor de credit se câștigau prime foarte frumoase, erau recompensați cu prime foarte frumoase și în consecință lăcomia a fost factorul care a
a declanșat toată această nebunie. Banca Națională, eu nu o bănuiesc de rea intenție și nici nu o bănuiesc că ar fi scăpat vreun moment situația de sub control. În toate economiile din lumea asta s-au întâmplat lucruri asemănătoare. Hai să fac o mică paranteză aici. Nicio țară din lumea asta nu își dorește o monedă foarte puternică. Bineînțeles, niciuna foarte slabă. Își dorește o situație de echilibru pentru propria monedă. La un moment dat, francul elvețian, pentru Banca Națională a Elveției, devenea mult prea puternic și au spus, ok, hai să facem următorul lucru, ne corelăm cu euro la un raport fix care nu va mai varia. Deci, pur și simplu, în funcție de valoarea monedei euro, francul elvețian va merge strâns corelat cu acel. E un raport matematic, e o formulă matematică, strict după ea mergem, nu vom varia nici în sus, nici în jos față de euro. Bineînțeles, euro variază față de dolar și în consecință și francul elvețian. Au făcut o mișcare mai puțin ortodoxă, cei de la Banca Națională a Elveției, și într-o duminică după amiază au anunțat că raportul de corelare se rupe, nu va mai funcționa și atunci lucrurile au luat o raznă. Atunci a fost acel bun. Aici mai e o problemă care domnul Cuculi spune că am supărat. Nu vreau să-mi fac fan club pentru analiză financiară și de aici și dorința mea de a spune lucrurile pe nume. E vorba de educația financiară și educația bancară a oamenilor. Dacă n-au înțeles un termen, nu și-au bătut niciun moment capul să stea acolo pe capul ofițerului de credite sau celui din front office să explice tot termenii, să înțeleagă, să vadă ce se întâmplă, la ce se expune. Nu, toată lumea era nebunită să-și cumpere ceva. Cunosc cazuri care au dat echivalentul a 100.000 de euro în franc elvețien pe o garsonieră undeva în marginea Bucureștiului, cu alte porumb în geam. Și acum acea garsonieră nu mai valorează nici măcar 100.000 de euro, sau echivalentul a 100.000 de euro valorează vreo 25-30.000 de euro și a luat și credit în franc elvețien. Adică o situație mai neplăcută de atât zău dacă se poate imagina. El într-adevăr este proprietar, aș putea spune, dacă e să trecem cu vederea contractul de credit cu banca, dar plătește pe, a avut de pierdut pe două mari planuri așa, în câțiva ani. Devalorizarea imobilului și aprecierea monedei în care s-a împrumutat. Băncile au câștigat destul de mult, băncile în principiu câștigă în continuare, dar de aici și atitudinea băncilor când au văzut că se întâmplă probleme în rambursarea banilor pe care le-au dat, s-au contractat și ele și în momentul de față creditarea este foarte, foarte greoaie. Eu sunt absolut convins că în momentul în care băncile vor da drumul la robinetul de creditare, vor deschide robinetul creditelor, prețurile imobiliare în România va crește din nou. Au anunțat Institutul Național de Statistică că am avut creștere, nu știu, 4% pe nu știu ce perioadă și vreau să spun că a doua zi un prieten își căuta apartament, a crescut prețul apartamentului cu 10%. Și l-am întrebat, de ce cu 10? Pentru că am avut creștere economică 4%, nu are legătură, pentru că creșterea ta economică o să o simți în buzunarul tău abia peste 6 luni, un an. Nu, el nu vrea, a crescut prețul apartamentului și cu asta. De asta sunt convins că în momentul în care vom vedea din nou bănci dând credit, băncile comerciale, în momentul în care vom începe din nou să crediteze, prețul la imobiliare va crește din nou. Oricum crezi că după toată această poveste cu creditele în franci elvețieni, cu siguranță românii vor fi mai atenți atunci când vor alege. Pentru că era și o perioadă de vestul sălbatic în care credite nu s-au dat foarte multe credite. Lumea nu prea știa ce să cumpere, cum să cumpere. Nu am avut o piață imobiliară organizată pentru că aceste credite sunt în 99% pe parte de imobiliar date. Nu prea știu ce să citească. Nu a existat o tradiție În sensul ăsta. Acum, după un duș nu rece, foarte rece, așa, eu cred că s-au tras niște învățături din toată această situație. Sper și cred că vor fi mult mai echilibrați în momentul în care. Deci, dumneavoastră spuneți că responsabilitatea integrală îi aparține doar clientului care a făcut credit la banca respectivă? Nu. Vorbim de, dacă ne raportăm din strict juridic și legal, responsabilitatea e
împărțită, aș spune eu. Iar responsabilitatea morală e clar împărțită. Băncile au pus pe masă un măr otrăvit pe care clienții l-au luat și au mușcat din el. Și în consecință suportă, consecințele. Observați, clientul nu s-a informat, clientul nu a făcut, dar banca unde este în discuția asta? Nu o să reiterez iarăși legea protecției consumatorului și ceea ce reprezintă ea, însă să spunem că în perioada asta 2006-2009 n-au avut un instrument, deși în Uniunea Europeană, și suntem din 2007 în Uniunea Europeană, existau directive care reglementau în mod clar acest credit de consum în toate formele, ipotecar, de nevoi personale, cu ipotecă, fără garanții și așa mai departe. Păi, haideți să ne aducem aminte ce s-a... De ce nu putem copia un astfel de model, domnule avocat? Păi, noi l-am copiat, dar ca de fiecare dată, și de asta suntem în mai multe proceduri de infringement deschise de către Comisia Europeană, în sensul că întotdeauna așteptăm cei 2 ani de zile de implementare. Niciodată nu ne-a interesat, ca și organism statal, să punem în aplicare și să transpunem în legislația românească ceea ce ne spun europenii. Haideți să ne ducem aminte de 2010. Am discutat 2006-2009, am avut o creditare excesivă, s-au făcut foarte multe greșeli, s-au luat comisioane mari, dobânzile s-au luat la fel de neregulă ca și comisioanele respective, fiindcă, și noastră puteți să confirmați, da, o dobândă variabilă e formată, cel puțin în momentul de față, din 2 elemente extrem de importante. Un profit al băncii, care se numește marge, și un indice de referință variabil. Până în 2010 și după 2010 și până în momentul de față, această dobândă practic a fost stabilită unilateral de către bancă. Dacă tot a fost problema mare cu legislația, nu s-au adus în legislația românească niște directive care trebuiau implementate de mai mult timp. Vă aduc aminte anul 2010, când chiar președintele Autorității Naționale a venit și a implementat, da, ordonanța 50/2010, adusă din dreptul european, care trebuia să facă la momentul respectiv lumină în contractele de credit. În 2010, de fapt, a fost o a doua păcăleală trasă în